Bună ziua! Interviurile PS News continuă astăzi, avându-l ca invitat pe domnul senator Daniel Fenechiu. Bună ziua și vă mulțumesc că sunteți astăzi alături de noi. Sărbună! Aș vrea să începem această discuție pe subiectul, vreau să lămurim puțin subiectul acesta al alegerilor anticipate. Tehnic, se mai pot organiza la acest moment alegeri anticipate? Sigur că da. Constituția României spune că în situația în care în 60 zile pică două guverne, președintele statului, după consultarea liderilor grupurilor parlamentare, poate să dispună dizolvarea Parlamentului. Deci încă mai este timp. Fără discuție. Cam am văzut și sesizarea făcută de avocatul poporului, care precizează că n-ar mai fi timp de organizare a alegerilor anticipate și că trebuia făcut din timp și că oricum nu se pot organiza în același timp, am înțeles. Deci, alegerile anticipate sunt o excepție de la regula alegerilor la termen. De aceea se și numesc anticipate. Textul constituțional stipulează foarte clar ipoteza în care, existând o criză politică care se concretizează prin împrejurarea că nu se poate instaura un guvern cu o majoritate parlamentară în timp de 60 de zile, după două încercări nereușite, președintele statului constată această criză, care este constatată matematic, veridic, în Parlament, prin căderea celor două guverne în termenul de 60 de zile, prin nevotarea celor două guverne, și atunci președintele statului dizolvă Parlamentul, urmând ca poporul să fie chemat la vot și să constituie o nouă structură a Parlamentului, care poate să genereze o nouă majoritate, un guvern mai legitim, pentru că e mai apropiat de voința poporului de momentul cotidian decât ce s-a întâmplat în urmă cu ani de zile, când a fost ales Parlamentul care a urmat să fie dizolvat, și este practic o ipoteză care există în toate statele civilizate. Deci încă se mai poate. Sigur, să lămurim. Acum, faptul că nu s-a dat un vot pe guvernul Orban 2, poate fi considerat că a trecut un prim pas, a picat un guvern și acum să ne așteptăm să pice al doilea? E o întreagă dezbatere, am văzut aici păreri aici, diferite. Aici este o discuție extrem de serioasă și eu nu m-aș grăbi să mă antepronunț. Dacă este să interpretez strict Constituția, textul constituțional vorbește de faptul că Parlamentul nu a acordat votul de investitură la două guverne în termen de 60 de zile. Da? Asta ar presupune teoretic ca Parlamentul cu plenul în quorum să nu acorde votul de investitură. Deci, la o abordare strictă, nu suntem în ipoteza în care guvernul Orban II ar putea să fie un prim element al situației de criză parlamentară care să genereze alegeri anticipate. Există și voci care spun că în contextul în care a existat o încercare și Parlamentul n-a putut să se constituie, da? Refuzul unor parlamentari de a participa are echivala cu refuzul de a acorda încredere guvernului. Și că am putea să pornim pe o similitudine față de situația respingerii prin vot, pentru că efectele practic sunt aceleași. Fără îndoială sunt argumente și într-un sens și într-altul. Pe varianta strictă a textului constituțional nu avem o asemenea situație. Pe ipoteza, să zic așa, mai futuristă, mai analitică, a celor care susțin că guvernul Orban II, neprimind investitori, ar putea fi primul element al crizei care să genereze anticipate, ar putea fi tranșat doar de Curtea Constituțională, sesizată fiind cu această împrejurare, dacă ar pronunța o hotărâre în sensul ăsta. Însă, acolo mai există un element care poate juca un rol foarte important. Existența deciziei CCR cu privire la conflictul de natură juridică între președinte și Parlament cu privire la desemnarea guvernului Orban II poate juca un rol important în ecuația în baza căreia Curtea Constituțională ar da un eventual verdict. În ce sens? Păi, în sensul că una din motivările pe care ar putea să le aducă cei care susțin că se aplică varianta strictă ar fi aceea că Parlamentul nu s-a întâlnit tocmai datorită existenței conflictului constatat de curte. Deci suntem pe un tărâm în care este foarte greu să anticipăm care ar putea fi eventual o decizie a curții.
Bun, că se pune problema dacă pică acum și am înțeles că nu o să treacă, da, guvernul Câțu. Ce facem? Se organizează? Se deschide procedura de anticipate? Nu se deschide? Repet, e greu să mă antepronunț pe povestea asta. Vom vedea. Nu știm dacă guvernul Câțu va pica sau nu. Se știe foarte clar că și fără PSD, ipotetic, matematic, s-ar putea obține o majoritate parlamentară. E foarte adevărat că s-ar obține o majoritate conjuncturală, care nu ar garanta o anumită anduranță a guvernului Câțu, în sensul că ar fi o majoritate de strânsură, cu interese extrem de contradictorii, da? În sensul în care USR-ul, de exemplu, își dorește alegeri în două tururi, UDMR-ul nu își dorește alegeri în două tururi. USR-ul își dorește o activitate a guvernului bazată pe ordonanțe, pe angajări de răspundere, pentru ca să urgenteze aplicarea unor măsuri pe care nu sunt necesare. ALDE, UDMR nu își doresc. USR-ul își dorește desființarea SIJ-ului, da? UDMR, PMP, ALDE nu-și doresc să se rezolve. Deci, practic, e adică imposibil să... Practic, ar fi o majoritate care ar valida un guvern, care pe toate deciziile majore ar fi în situația în care nu ar avea majoritatea să o treacă prin Parlament. Și atunci ne-am găsit în situația în care dacă guvernul ar opta pentru anumite măsuri pe care Partidul Național Liberal s-a angajat să le facă, ne-am găsit în situația în care singura modalitate ar fi fie angajarea răspunderii, fie ordonanța de urgență, cu consecințele gen moțiune de cenzură sau picarea ordonanței în procedura parlamentară de adoptare. Dar cum arată negocierile pentru susținerea guvernului Florin Câțu? Există posibilitatea, sunt semne că ar putea să treacă de Parlament acest guvern? Repet, matematic, această posibilitate există. Și există și posibilitatea ca să existe voturi mai greu evaluabile, voturi care pe o evaluare în baza declarațiilor din politica românească să fie contabilizate într-un fel, iar numărarea voturilor să fie contabilizate altfel. Pentru că dumneavoastră aici trebuie să aveți în vedere împrejurarea că chiar dacă Partidul Social Democrat a declarat că va vota împotriva guvernului, în Partidul Social Democrat sunt oameni care știu foarte clar că în ipoteza căderii guvernului nu se vor mai regăsi pe liste. Și între interesul lor personal și interesul Partidului Social Democrat, da, pot exista niște diferențe. Același lucru se poate întâmpla și în cazul altor partide, nu doar la Partidul Social Democrat. Da? Deci, pe de altă parte, pot exista parlamentari care să își dorească, teoretic, alegeri anticipate din rândul partidelor care nu susțin alegeri anticipate, cum ar fi PMP sau ALDE. Da? Pot fi parlamentari care să meargă pe varianta, domnule, noi ne dorim că ar fi bine. Deci, există posibilitatea ca guvernul să treacă de Parlament? Ipotetic, da. Dar negocierile cum arată la acest moment cu celelalte partide? Că PNL negociază în aceste zile. Bun, e vorba de o negociere care, repet, se desfășoară în limitele constituționale, în limitele minutei Curții Constituționale, care stabilește că o desemnare este făcută în scopul de a trece un guvern, nu de a genera alegeri anticipate, sens în care, așa cum a declarat președintele partidului Ludovic Orban, echipa PNL, formată din prim-ministru desemnat Câțu și din președintele partidului și actualul prim-ministru demis Ludovic Orban, au discutat cu tot ceea ce nu înseamnă PSD. Adică toate forțele politice parlamentare ne-PSD. Au avut loc discuții cu USR-ul, au avut loc discuții cu PMP-ul, au avut loc discuții cu DMR-ul, au avut loc discuții cu ALDE, din câte mi-amintesc chiar ieri, parcă sau astăzi. Dar spuneau într-un comunicat de presă duminică seara că n-au fost contactați. Deci, duminică seara, ALDE. Era duminică seara, astăzi deja este miercuri. Deci au fost discuții și cu ei. Formale, informale. Acum, în lumea politică, știți că se practică foarte mult informația pe surse și negarea realității. Că, mă rog, asta e realitatea. Noi nu avem o viață politică predictibilă și de-aia vă și spun că este greu de făcut niște evaluări. Opinia mea personală este că este greu să încolopești o majoritate care să treacă, dar nu este imposibil. Vom vedea probabil la momentul numărării voturilor
după ședința de luni, marți, miercuri, când va avea loc. Că tot ați amintit dumneavoastră adineauri de ordonanțe, am văzut un proiect depus de Partidul Social Democrat, mă rog, de domnul Șerban Nicolae, cum că PSD de fapt propune ca guvernul să poată adopta ordonanțe de urgență chiar dacă este demis. Cum vi se pare acest proiect de lege? Vedeți dumneavoastră, e aplicabil la noi? Populismul și interesele de grup de cele mai multe ori reușesc să vină cu niște soluții care să fac ca într-un anumit fel logica să pălească. Regula este că ordonanțele, ca și formă de legiferare delegată, pentru că practic ordonanța de urgență este dată în baza unei instituții care prevede delegarea atribuțiilor Parlamentului, Guvernului, sub controlul Parlamentului, da? Și au la bază extensia unei majorități. Adică mai pe românește, eu fiind guvern, având o majoritate, în momentul în care sunt situații de urgență, situații care necesită o intervenție rapidă, deleg prin textul constituțional guvernului posibilitatea ca să emită anumite acte normative care au valoare de lege și care vin în Parlament să fie aprobate prin lege. În momentul în care guvernul beneficiază de o majoritate, este cât se poate de evident că prezumția este că un act emis de un guvern care are majoritate va trece prin Parlament. Îmbunătățit, corectat, dar va trece. Adică esența actului se menține. Prezumția, repet, fiind aceea că guvernul care emite ordonanța are majoritatea în Parlament ca ordonanța să treacă. Sancțiunea căderii guvernului, da, este să iei dreptul guvernului să funcționeze pe prezumția care acordul prezumat al Parlamentului, al majorității parlamentare, să facă niște lucruri care ulterior vor fi aprobate. Deci un guvern demisionar, un guvern demis, da, din capul locului nu mai beneficiază de majoritatea parlamentară, sens în care să-i atribui niște atribuții de acest gen, da, este o forțare a logicii constituționale și a logicii bunului simț. Nu exclud, în încercarea de a face o analiză cât se poate de corectă, faptul că pot exista împrejurări în care intervenția guvernului prin acte cu forță normativă egală a legii obligatorii, precum legea, să fie necesare. Și vă dau niște ipoteze. Căderea unui guvern în perioada următoare până se poate constitui un nou guvern. Ipoteza unor anticipate, da? Sunt situații în care pot apărea situații de urgență în care poate e nevoie de intervenția guvernului în legiferarea anumitor măsuri care sunt urgente. În cazul nostru discutăm de coronavirus, să zicem, da? Da, de exemplu, dacă ar fi să dea acum guvernul o ordonanță de urgență, nu poate pe subiectul ăsta. Însă, având de ales între regula constituțională a prezumției de majoritate și ideea de urgență, este foarte greu de luat o decizie care să fie și constituțională și firească și sustenabilă. N-aș exclude ca jurist o posibilitate ca în anumite situații de urgență constatate, da, de către altcineva, în speță constatate de către Consiliul Superior de Apărare a Țării, da, pe situația respectivă un guvern, fie el și demisionar, să poată emite ordonanțe, dar într-o manieră limitată și doar pe situații de acest gen. Bun, deci dumneavoastră susțineți un astfel de proiect? Depinde care e forma. Proiect. Ipoteza ca un guvern demisionar să emită ordonanțe, mie îmi displace profund, pentru că este profund nedemocratică. Ipoteza ca în situații de urgență constatate de CSAT, de exemplu, să poată interveni punctual, e o chestiune pe care putem să le vorbim. Dar am folosit cuvântul populist și interes de grup. Șerban Nicolae este unul din cei mai mari adversari ai alegerilor anticipate. Iar una din principalele argumente ale susținătorilor legilor anticipate a mers pe teoria blocajului parlamentar și al imposibilității unui guvern constituit din în jurul Partidului Național Liberal de a guverna, arătând că ordonanțele ne sunt respinse pe bandă în Senat, unde există o majoritate PSD, că ne alterează toate demersurile pe care vrem să le facem, și atunci el vrea să echilibreze și să vină în discursul public cu această propunere, prin care cel puțin să creeze impresia românilor că Partidul Social Democrat, ca și partid care este astăzi de opoziție cu ghilimele de rigoare, vine în întâmplarea guvernului. Procedura de legiferare însă e o procedură lungă, deci nu se legiferează de azi pe mâine. În schimb, în spațiu public, el va veni și va spune: uite, noi am venit cu propunerea,
Da? Guvernul, în loc să se apuce să facă treabă, să încerce să nu știu mai ce, se gândește în continuare la. Deci noi am avut o intenție bună. Da, asta este practic rațiunea, cât se poate de evident, a propunului Șerban Nicolae, care, fără îndoială, este un tip ingenios, din păcate nu-și folosește ingeniozitatea în lucruri care să fie bine pentru români și România. Apropo de ordonanțe de urgență, vreau să discutăm puțin și despre cele 25 de ordonanțe. Subiectul a fost dezbătut zile la rând. Cel puțin în mass media, date de guvernul Orban în acea seară. Am văzut că avocatul poporului deja a trimis 3 sesizări la CCR pe 3 dintre ordonanțe și într-un interviu pentru PSN News vineri spunea că are de gând să mai trimită și alte sesizări pe alte ordonanțe de urgență din pachetul acela de 25. În ultimii ani de zile, mai bine zis, după alegerile din 2016, instituția avocatului poporului a fost practic inexistentă, pentru că avocatul poporului, fiind numit politic, în general era aservit intereselor majorității parlamentare. Sens în care avocatul poporului nu a intervenit nici când zeci de mii de cetățeni au cerut să formuleze o sesizare, curtea urmând să se pronunțe, nici când partidele de opoziție au formulat sesizări motivate, arătând încălcările de drept. Și, practic, a transformat instituția avocatului poporului într-o instituție formală. Este o instituție politizată? Este, dar contează mai puțin aspectul ăsta. Desemnarea doamnei Renate Weber ca avocat al poporului a însemnat oarecum o modificare, pentru că doamna Weber, având o experiență atât de avocat cât și de europarlamentar, de activist în zona drepturilor civice, este o persoană care este apropiată de mecanismul constituțional și are cunoștințele necesare. Mai mult, doamna Weber a fost numită de o majoritate care astăzi este în opoziție, ea fiind propunerea partidului ALDE, da? Care în vremea aia făcea parte din coaliția de guvernare. Motiv pentru care astăzi avocatul poporului poate fi mult mai funcțional și mai util societății, pentru că fiind numit de o majoritate parlamentară care dădea guvernul la data respectivă, care astăzi este în opoziție, da, la executiv, prin faptul că formulează diverse sesizări, are activitate. Pe de altă parte, funcția avocatului poporului, scopul avocatului poporului, este să intervină acolo unde există suspiciunea că există niște coliziuni cu Constituția ale legislației adoptate. Că discutăm de legi, că discutăm de... Nu, discutăm de ordonanțe, că doar acolo avocatul poporului are rolul primordial, fiind singurul subiect calificat care poate ataca o ordonanță la CCR. Nu văd nimic rău în faptul că doamna Weber s-a adresat CCR-ului. Adică, tehnic, da? Faptul că cer CCR-ului să se pronunțe pe constituționalitatea unei ordonanțe, mie mi se pare o chestiune care, în ultimă instanță, nu face altceva decât să valideze procesul legislativ. Pentru că curtea se pronunță, dacă ordonanța e validă, merge mai departe, dacă nu se modifică, și așa este în sus democratic. Lăsând la o parte jocul politic, că doamna Weber face joc cu PSD-ALDE, lăsând la o parte povestea asta, da? Adică un avocat al poporului activ, care sesizează curtea cu diverse situații, cu diverse prevederi existente în legislația emisă pe cale de ordonanțe, este practic ceea ce ar trebui să apreciezi. Pentru că un control de legalitate nu poate face rău în contextul în care curtea este sesizată cu bună credință și în contextul în care curtea funcționează și decide pe un principiu de, să zic așa, de normalitate, de stabilitate, de previzibilitate. Adică dacă nu-și schimbă jurisprudența de la o schimbare de guvern la alta, la asta mă refer. Vedeți dumneavoastră, e la fel ca ipoteza în care un cetățean se adresează instanței de judecată pentru că crede că i-a fost încălcat un drept. Indiferent care sunt, are dreptate, da? E dreptul lui să se adreseze. Instanța trebuie să soluționeze cererea. La fel și avocatul poporului, da? Sesizată fiind de PSD în cazul nostru, da? Se adresează curții constituționale, spune-mi, constată că această ordonanță este neconstituțională pentru că, da? Asta nu înseamnă că ordonanța e neconstituțională simplu fapt că avocatul poporului a sesizat-o. Dacă curtea va constata lucrul ăsta, e clar că e neconstituțională și în momentul ăla va trebui să fie modificată ideea de reglementare într-o formă cum o găsește curtea ca fiind constituțională. Dar avocatul poporului se poate sesiza și din oficiu, nu? Din ce sigur știu eu. Sigur, pe... are cele două forme. Sesizat de către cineva, sesizat în oficiu.
Discuția era că dânsa face tot felul de analize pe aceste 25 de ordonanțe. Acum, avocatul poporului ca instituție, deci. Vedeți dumneavoastră, dacă avocatul poporului a făcut la fel în ultimii 4 ani de zile, n-am fi discutat astăzi. Dacă pe vremea guvernelor, cele trei guverne al lui Dragnea, numit Grindeanu, Tudose și Dăncilă, am fi avut aceeași, să zic așa, febrilitatea avocatului poporului de a sesiza curtea, astăzi nimeni n-ar fi pus această întrebare. Dom'le, este practic menirea avocatului poporului și asta e actatea lui. Când însă timp de 3 ani și ceva, cât acum guvernat PSD, n-au existat, da, decât palide sesizări și în situații extrem de rarisime. Nu când era cu ordonanța 13, nu când era cu diverse reglementări care scoteau 100.000 de români în stradă, da? Ci așa, din când în când să fie ceva. Ei, venirea guvernului liberal la putere, iată că a activat avocatul poporului, care este extrem de acerb și extrem de preocupat. De activ, din ce vedem noi în ultima perioadă. Și în ultima instanță e foarte bine. Să sperăm că toți avocații poporului vor fi foarte activi pe zona asta, pentru că cetățeanul își dorește de la avocatul poporului să vegheze la respectarea textelor constituționale în edictarea ordonanțelor și la intervenția acolo unde este sesizat cu argumente că ar exista probleme sau unde constată el prin proprii simțuri pe cale de autosesizare că e necesară să ne intervenție. Deci nu văd aici o problemă. Chiar dacă am convingerea că la baza demersului stau și niște aspecte care țin de faptul că doamna Weber a fost numită de o altă majoritate parlamentară. Pe final vreau să discutăm și despre planurile PNL pentru alegerile locale, pentru că se apropie, mai sunt câteva luni. Cum se vede în PNL mai departe negocierea pentru București? Am văzut că recent președintele partidului Ludovic Orban a anunțat că PNL îl susține pe Nicu Șordan la primăria capitalei. Vedeți dumneavoastră, în general, dacă nu-ți cunoști trecutul, riști să faci mari greșeli în viitor. Noi avem un trecut în 2016, când, având acea problemă cu candidații la primărie, care, mă rog, au fost mai mulți, s-au schimbat succesiv, când nu s-a reușit realizarea unei colaborări instituționale sau informale cu celălalt partid care, mă rog, prezenta o perspectivă în București, și mă refer la USB, cu USB era pe vremea respectivă, doamna Firea a câștigat primăria, iar Partidul Național Liberal a decontat multă vreme împrejurarea că a fost foarte arogant. Dom'le, n-ați discutat cu Nicu Șordan, care atunci ar fi putut. Evident că ne-am învățat lecția. Pe de altă parte, avem o prioritate. Prioritatea este să o trimitem pe doamna Firea la alte activități. Doamna Firea este jurnalistă, este om de afaceri, deci e posibil să aibă și alte posibile preocupări decât să ne mănânce viața nouă bucureștenilor. Da? Eu stau în aviație, de exemplu, și n-am avut 3 luni de zile apă. Și acum am apă alternativ, da? Din când uneori am, alteori n-am, da? Ori din punctul meu de vedere, da? Ăsta e un motiv pentru care eu cred că domnul Firea ar trebui să facă altceva. Același lucru cred foarte mulți bucureșteni. Dar ei își doresc să poată să aleagă pe cineva care să le genereze premiza că lucrurile se vor schimba. Unul din aceste persoane și probabil cel mai apreciat este Nicu Șordan, care de un număr important de ani, de vreo știu eu, are ca preocupări Bucureștiul. Și a înființat și acel vehicul politic, Uniunea Salvați Bucureștiul, care ulterior a devenit USR, a plecat din USR și a continuat să activeze pe zona de București și beneficiază de o încredere populară importantă. Partidul Național Liberal a venit în întâmpinarea dorinței bucureștenilor de a prezenta un candidat apt să o învingă pe doamna Firea, a lăsat la o parte orice chestiune de orgoliu de cel mai mare partid din București, care politic, pe toate sondajele noastre, stă peste oricine în București, și a zis, domnule, dacă Nicu Șordan Dan, se identifică cu interesele bucureștinilor, îl susține pe Nicu Șordan. Dar să nu uităm că la toate sectoarele, da, există primari social-democrați. Cum veți face la celelalte sectoare? Situațiile sunt diferite. E diferit, de exemplu, e diferită situația sectorului 2 de celelalte, unde avem un viceprimar foarte activ, pe Cristian Popescu, da? Care se mișcă foarte, foarte bine și care este foarte cunoscut în sector și care cred că are prima șansă indiscutabil la alegerile locale care urmează. Este diferită. Există Robert Negoiță la sectorul 3. Există situația sectorului Robert Negoiță, unde Robert Negoiță stă foarte bine. El și detașându-se oarecum de PSD, adică el are o imagine publică de persoană care
e puțin situată oarecum în exteriorul PSD-ului, pe fondul criticilor care le-a dus lui Dragnea, pe fondul criticilor care le-a dus lui Teodorovici în momentul când s-au discutat repartițiile de fonduri publice către administrația locală. Și există celelalte sectoare, tot deținute de candidați de primar PSD, unde, fără îndoială, avem și noi candidați buni, are și USR-ul candidați buni, probabil că are și Plusul candidați buni. Da, nu v-ați gândit să faceți alianțe de genul acesta sunt, și la sectoare? Sunt în discuții? Sunt în discuții mai multe formule. De la o formulă ca să mergem cu candidați unici liste comune, până la varianta de candidați, candidat unic și liste diferite și la varianta de a avea candidați diferiți și liste diferite. Nu depinde doar de Partidul Național Liberal. De aici discutăm de niște discuții care au loc pe baze principiale, dar care pornesc la niște realități. Nicușor Dan era un dat. Nicușor Dan de 8 ani de zile era preocupat de problema respectivă și așa cum a spus președintele Orban, mare parte din programul Nicușor Dan conținea lucruri pe care și președintele partidului nostru le vedea la fel. Ca și i-a și spus, l-am propus pe Nicușor Dan pentru că mare parte din soluții le vede la fel cum le văd eu. Dar PNL și-a impus un obiectiv. Câți primari să, câte primării să ia din capitală? Sigur, 7, inclusiv primăria capitalei. Deci toate asta a fost obiectivul. Însă, între obiectivul stabilit declarativ și teoretic și ce se poate întâmpla practic, uneori există o diferență. Diferență care ține de capacitatea de a convinge bucureșteanul, de contracandidatul pe care l-ai, de capacitatea contracandidatului tău de a se impune, de diverse lucruri. Am văzut o discuție aprinsă la sectorul 1, acolo unde doamna Clotilde Armand, cea care este aparent candidatul USR pentru primăria sectorului 1, spune că PNL să facă un pas în spate. Sigur că da. Doi pași în spate eventual și să nici nu mai candidăm. Acolo situația e destul de tensionată, cel puțin așa văd din declarațiile lor. Vedeți dumneavoastră, orice colaborare se bazează pe un anumit tip de compatibilitate, pe interese comune și pe bun simț, pe decență. În momentul în care decența iese din sfera relației între două părți, este foarte greu să faci sau să continui o colaborare. Adică întotdeauna decența, bunul simț trebuie să fie foarte prezente în ideea de a face un parteneriat sau o colaborare. Degeaba ai interese comune, da? Dacă nu există o compatibilitate și o decență relațională și de comunicare. Doamna Clotilde Armand nu poate să ceară Partidul Național Liberal să facă un pas în spate. Doamna Clotilde Armand poate să vină să spună, domne, hai să vedem care e candidatul care stă cel mai bine. Hai să vedem cum putem face o înțelegere, da? Să mă susțineți voi pe mine, să vă susțin eu pe voi, USR-ul să susțină candidatul vostru, să vedem cum e la celelalte sectoare, să facem o înțelegere la nivelul Bucureștiului, da? Deci doamna Clotilde Armand nu poate să dea dispoziție în Partidul Național Liberal. Poate să dea în USR, la dumneavoastră acasă. Dar niciun ar putea PNL să o susțină pe Clotilde Armand pentru primăria sectorului? Președintele Orban a declarat că orice soluție interesantă pentru bucureșteni și avantajoasă pentru bucureșteni nu este străină de ce poate face Partidul Național Liberal. V-am spus, de la ideea unui candidat comun peste tot și a unor liste comune, până la ideea unui candidat comun a unor liste separate sau candidați separați, acolo unde nu se poate și liste separate, candidatura comună, orice e posibil. Dar nu depinde doar de Orban. Orban degeaba e de bună credință și a demonstrat-o, l-a propus pe Nicușor Dan, într-un context în care USR-ul cu Plus să ciondăneau că va fi Dan, că va fi Voiculescu, că va fi nu știu mai cine, da? Noi nu ne interpunem în problemele lor, sunt problemele lor. Dar din perspectiva noastră, așa cum a spus Orban, domnule Nicușor Dan se suprapune pe niște soluții pe care el le vede la fel. Și opțiunea Partidul Național Liberal. Ce fac ei mai departe? E problema lor, da? A, că noi am mutat primii, că în momentul de față Orban a stabilit regula jocului, că asta e realitatea. În politică trebuie să știi cum să faci o nominalizare, când să o faci, cum să o argumentezi și să fii în interesul bucureștinilor. Da, poate că e o chestie care nu place. Pentru că în momentul de față Nicușor Dan nu mai este candidatul cuiva. Este un candidat care este susținut de Partidul Național Liberal. Înțeleg că îl va susține și USR-ul. Vom vedea ce face și Plusul. Revenim la doamna Armand. Se discută, da? De exemplu, Tănase Stamule este un candidat în care noi, în Partidul Național, credem că e un candidat care are șanse, da? Nu e suficient să credem noi. Se fac niște cercetări sociologice, niște sondaje, au loc niște evaluări. În ipoteza în care Tănase Stamule, da, va fi într-o poziție care să ne genereze convingerea că are șanse reale să fie candidat la primăria sectorului 1,
Cu siguranță, mesajele doamnei Clotilde Armand vor fi niște mesaje unei persoane nemulțumită de o potențială decizie a noastră. Dar de există parte, o discuție între PNL și Clotilde Armand perioada asta? Partidul Național Liberal nu are nicio discuție cu Clotilde Armand. Partidul Național Liberal are discuții instituționale cu partenerii noștri politici din București, da? Care se încadrează într-un proiect pentru București, care pun în prim plan cetățeanul și nu apartenența politică a candidatului. Deci doamna Clotilde Armand, da, nu poate să se cocoțe în calitatea de candidat, dar poate fi candidat dacă este soluția pentru sectorul 1. Dar a demonstra că e soluția, nu o faci venind și spunând, bă, voi faceți pasul în spate. Nu. A demonstra că tu ești persoana respectivă, vii și argumentat spui. Eu în opțiunile sectorului 1 sunt acolo. Cu candidatul vostru este cu mult sub noi. În situația în care facem un parteneriat, îl învingem pe Tudorache. Asta e o discuție care e discuția firească. Când însă doamna Clotilde Armand nu stă în sondaje mai bine ca și candidatul nostru, dar își dorește să fie candidatul susținut de către noi. Și vine și cu un mesaj tăios, din punctul meu de vedere, e un mesaj destul de tranșant. Adică... Doamna Armand ne-a învățat pe noi cu chestia asta, dar vreau să vă spun un lucru. Nu este nici preocuparea, nici menirea mea ca să tulbur prezumția de bună colaborare între PNL și USR și să avem colegi USR și care colaborăm foarte bine. Deci, din punctul ăsta de vedere și din respect pentru ei, da? Eu nu o să, învârt cuțitul și nu o să fac bățul prin gard. Pentru că, așa cum am spus, există și USR oameni de bună calitate, oameni cu care am colaborat foarte bine și din respect pentru ei o să încetez să merg mai departe pe zona Clotilde Armand. Domnule Fenechiu, eu vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră alături de noi. Va trebui, din păcate, să închidem această discuție. Timpul nu ne mai permite, dar vă așteptăm data viitoare cu mare drag. Mulțumim!